Lăudat să fie Iisus Hristos! Mântuitorul nostru Iisus Hristos a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin Evanghelie. Iubiți frați și surori, aceste cuvinte le-am auzit la versetul care a fost proclamat înainte de Evanghelie. Verset care conține mesajul pe care ni-l transmite liturgia cuvântului din această duminică. Prima lectură pe care am ascultat-o proclamă prin autorul sacru că este din Vechiul Testament această lectură, proclamă prin autorul sacru că Dumnezeu nu a făcut moartea și nu se bucură de peirea celor vii. Cu toate acestea, moartea, suferința, este o realitate care face parte din viața noastră. Este o realitate cu care ne confruntăm extrem de des. Înțeleptul Vechiului Testament spune în finalul primei lecturi că prin invidia diavolului a intrat moartea în lume și o încearcă, vor avea parte de ei cei care sunt de partea diavolului. În cartea Genezei, după ce autorul sacru prezintă creația lui Dumnezeu, are grijă ca de fiecare dată să facă această mențiune. Dumnezeu privește lucrarea mâinilor sale și vede că tot ceea ce El a creat este bun. Creația, acțiunea lui Dumnezeu în această lume este bună, pentru că El nu este autorul răului, nu este autorul morții. Și toată acțiunea lui Dumnezeu în această lume a fost și va fi o acțiune care izvorăște din iubire, din iubirea lui Dumnezeu față de om. Prima lectură este, sau precede, dacă vreți, Evanghelia pe care am ascultat-o și care ne relatează două minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul. În centrul Evangheliei, Sfântul Marcu ne prezintă un episod cu o semnificație deosebită, și anume vindecarea femeii care suferea de hemoragie de 12 ani. Este un eveniment, spuneam, cu o semnificație deosebită, pentru că și atitudinea femeii suferinde, care ne spune Marcu, își risipise întreaga avere, căutând medici care se o vindece, și cu toate acestea situația ei s-a înrăutățit, atitudinea femeii este extraordinară, pentru că dovedește credință și curaj. Credință
pentru că sigur auzise cu siguranță vorbindu-se de Hristos, vorbindu-se de Iisus din Nazaret și de tot ceea ce El a săvârșit. Și are această convingere izvorâtă din credința ei că este suficient să-L atingă și va fi vindecată. Este important, iubiți frați și surori, acest cuvânt a-L atinge pe Hristos. Mulți și discipolii lui Hristos scot în evidență acest lucru. Mulți, foarte mulți, erau în jurul lui Hristos, îmbulzindu-se. În jurul lui. Dar cea care se vindecă este cea care îl atinge prin credință. Pentru că în acel moment ea intră într-o relație de comuniune cu Hristos. O comuniune care izvorăște din credința ei. Nu cei care se îmbulzesc în jurul lui Hristos, dorind să fie alături de El, poate unii din curiozitate, poate unii mânați de val, nu aceștia primesc lauda lui Hristos, ci această femeie timidă, care sub vălul necunoașterii ei de către ceilalți se apropie de Hristos și îl atinge cu credință. Spuneam, dă dovadă și de curaj. Dă dovadă de curaj pentru gestul pe care îl face. Era o femeie care suferea de scurgere de sânge, de hemoragie, pierdea sânge, pierdea viața. Sângele în lumea semitică este simbol al vieții. Ea pierdea pas cu pas viața. Și acest lucru, din punct de vedere religios și ritual, o făcea impură, necurată și legea lui Moise interzicea ca astfel de persoane să intre în contact cu celelalte. Nu respectă legea, nu respectă legea lui Moise și cu curaj se atinge de Hristos. Și Hristos o laudă. Mergi în pace, femeie, mergi în pace și fii vindecată de neputința ta, pentru că mare a fost credința ta. La fel, cu credință se apropie de Hristos și Iair, mai marele sinagogii, era într-o situație, am putea spune, și mai disperată. Fiica lui era pe patul de moarte, grav bolnavă, și aleargă la ajutorul lui Hristos. Și el primește din partea lui Hristos o apreciere a credinței lui, mai ales atunci când cei din jur îl descurajează spunându-i: nu te mai osteni, lasă-l pe învățător, pentru că fetița ta a murit.
Hristos merge și de data aceasta El este Cel care o atinge pe fetița deja moartă și spune aceste cuvinte: Talita cum. Și Marcu este atent ca să traducă aceste cuvinte: Fetiță, îți spun, scoală-te. Și o face pentru ascultătorii săi, pentru cei care vor citi Evanghelia sa. Hristos nu folosește niște cuvinte magice, pentru că nu este un magician. O cheamă la viață, pentru că El este stăpânul vieții. Sigur, după o perioadă de ani, această fetiță va muri. Pentru că este mersul firesc pe care trebuie să-l străbată fiecare om. Face parte moartea din natura noastră biologică. Și când vorbim de moarte, vorbim de o moarte biologică pe care fiecare dintre noi, la un moment dat, o vom suporta. Dar este deja o prefigurare gestului Hristos. Învierea fiicei lui Iair este o prefigurare care izvorăște din misterul său pascal a ceea ce se va întâmpla cu fiecare dintre noi în viața viitoare. Pentru că lumina învățăturii lui Hristos și lumina învierii lui Hristos, moartea nu este altceva decât o trecere. Viața biologică se termină, dar nu se termină viața pe care omul o trăiește în comuniune cu Hristos. Această comuniune, spuneam, care este pregătită, iubiți frați și surori, de contactul cu Hristos. Marcu folosește acest cuvânt, a atinge. Femeia, suferindă de hemoragie, se atinge de veșmântul Domnului, iar Mântuitorul o atinge pe fetița moartă. Este, spuneam, acest moment al comuniunii cu Hristos. Nu ne îmbulzim în jurul lui Hristos. Ar fi fără efect această atitudine a noastră. Nu alergăm pentru a atinge relicve sau alte devoționale, ci ne lăsăm noi atinși de harul lui Dumnezeu. Ne lăsăm noi purificați și chemați la viața harului de Hristos. Și nu întâmplător, iubiți frați și surori, în finalul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul le poruncește, le spune celor prezenți acolo ca să dea ceva fetiței de mâncare. Fetița care abia fusese rechemată la viață să primească de mâncare. Și noi suntem chemați să ne împărtășim și să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu și din Euharistie.
apropierea și atingerea cuvântului lui Dumnezeu, apropierea și primirea Sfintei Împărtășanii garantează pentru fiecare dintre noi o viață de comuniune cu Hristos, care pregătește pentru fiecare dintre noi intrarea în împărăția lui veșnică. Lăudat să fie Iisus Hristos!